Bună ziua, bine ați venit la o ediție specială Press Alert Live. Invitatul de astăzi este președintele României, domnul Trean Băsescu. Bună ziua, bine ați venit, vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră. Bună ziua, bine v-am găsit, vă mulțumesc pentru invitație. Domnule președinte, ați făcut o declarație extrem de importantă în urmă cu câteva ore din punctul meu de vedere. Ați spus așa, citez, nu vreau ca cele două mandate ale mele să se întoarcă împotriva mea. Și vă referindu-vă la cele două. referindu-vă la instituțiile statului, nu sunt dispus să fiu o victimă ale, ale, ale celor două mandate ale mele. Nu, a spus, da. nu mă Și Statul la... român a coborât prea jos limita până la care au coborât în legătură cu oamenii politici, prioritățile și unde nu. sunt oamenii stați, politici. Stați, 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 stați că n-am uh, întâlnit încă această interpretare. Uh... Și nu-mi dau seama în ce context. E un context. Uh, acolo. Era declarația pe care a făcut-o astăzi la Adam Müller-Gutembrun, referindu-vă referindu la reforma uh, care ar trebui să continue și la întărirea statului. A spus, am citit în două locuri, faptul că. Nu, 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 nu. Mă, aveți o înregistrare? Da, nu sunt, sunt la dispus o... să fiu o victimă referindu-vă la mandatele dumneavoastră ca președinte și referindu-vă la ce va urma... Nu, 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 n-ați înțeles sensul. Vă rog să, să fiu o victimă, adică să accept că mandatele mele nu s-a întâmplat nimic. Am înțeles. Să se spună în timpul mandatelor președintelui Băsescu, țara e la fel, ba chiar mai rău. Și eu vin și uh, fac demonstrația clară că țara nu mai este aceeași din 2004, când am devenit eu președinte și nu voi accepta ca cineva să spună a ah, a fost două mandate, n-a făcut nimic. Și o să vă dau câteva exemple, exact ca să vă arăt de ce nu accept să fiu uh, considerat uh, sau să mă autovictimizez spunând ah, nu s a nu s-a făcut mare lucru. S-au făcut enorm de multe lucruri. În primul rând, România a intrat în Uniunea Europeană în 2007, lăsată în 2004, cu o carte de precondiții pe care trebuia să le îndeplinească după finalizarea negocierilor. E un lucru extrem de important intrarea în Uniunea Europeană. În al doilea rând, aduceți-vă aminte unde era justiția. Uh, justiția era la stadiul la care premierul îi trimitea președintelui un bilet în care spunea, dragă Traian, te rog rezolvă la parchetul general problema dosarului prietenului meu Patriciu. Da? Iar astăzi justiția este la faza la care arestează și condamnă miniștrii, judecă parlamentari și condamnă, judecă, anchetează, judecă și condamnă președinți de Consiliul Județene. Și chiar un fost premier. Da, mă rog, e o, e o realitate. Chiar un fost premier. Justiția are patru noi coduri moderne. Aveam codul comercial din timpul lui Cuza și codul penal din 1954 până la mandatul meu. Avem o nouă lege a educației, avem o nouă lege a dialogului social, avem un cod al muncii care a liberalizat piața forței de muncă. Avem o nouă lege a pensiilor. Degeaba spune Ponta, v-am mărit pensiile. Apropo de Ponta, aș vrea... Numai o clipă. Da. Uh, uh, măririle astea pe care le dă sunt în baza legii pensiilor din timpul lui Boc. Nu mai vorbim de noua lege a legea salarizării, care acum împinge, pentru că trebuie să ajungă la raportul 1 la 5 cel mai mic salariu, deci cel mai mic salariu 1, cel mai mare salariu doar de 5 ori și nu de 50 de ore cum avem acum. Această lege împinge în salariu minim. A fost 800, s-a făcut 850, urmează să facă 900 salarii minim. Vă dau doar câteva exemple, sunt mult mai multe. Și vă mai dau un element. România nu e aceeași, este cu 10.000 de kilometri pătrați mai mare decât cum am luat-o eu. Referi... Suprafața din Marea Neagră pe care am recuperat-o în procesul da. cu Ucraina. Și apropo, acolo și gaze apropo, și petrol. Apropo, apropo de Victor Ponta la mitingurile domniei sale unde participă și unde, mă rog, se spune, i se cere să candideze, la un moment dat se strigă ca pe stadion Băsescu la brutărie. Nu, Eu bun. Spune... Nu, nu, nu. El spune la brutărie, e, dar da. din stadion se, se spune la, 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 pușcărie. la pușcărie. Domnule președinte, vă da. spun o întrebare extrem de directă. Da. Știu că aveți răspunsuri extrem de directe. Da. Vă este teamă sau v-ați gândit că după ce veți încheia cel de-al doilea mandat de președinte, ați putea avea sub o formă sau alta... Soarta lui Adrian Stase, fostul premier, Exclus. pentru că au fost, știți că au fost discuții nenumărate, ca sunt Dumnezeu. plângeri penale asta care așteaptă ai, ca dumneavoastră să se termină. Asta, asta e visul bolșevicilor. Hai să vă explic și cum e cu prescripția asta, că ea nu funcționează pentru orice. Și pentru fraude prescripția nu funcționează. Dacă ar fost fraude, uh, 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 el ar fi fost anchetat în timp util. Uh, spre exemplu în uh, 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 celebrul dosar Flota. Păi toți cei 108 acuzați au fost achitați. Deci uh, astea povești e uh, tipul de propaganda al anilor 50 pe care PSD-ul menține pentru că ei sunt urmașii Partidului Comunist și mentalitate și în modul de a trata problemele de dezvoltare. Domnule președinte, când ați făcut acel guvern, și aici o să ajungem și la Ilie Sârbu, da. când practic înțelegerea din ce a ieșit public a fost în spate, în primă fază făcută de dumneavoastră cu Ilie Sârbu sau și cu Ilie Sârbu, PSD-ul nu era acel, același partid bolșevic? Ba da, numai că nu avea puterea. Era în guvern, dar nu avea puterea. Puterea era la PDL, era la prim-ministru PDL și nu la ei, era la Emil Boc ori când n-ai prim-ministru, execuți sau dacă nu, ieși afară. Ceea ce s-a și întâmplat cu PSD-ul. Când au încercat să se joace de-a dosarele ca pe vremea lui Adrian Măstase, utilizând, vă aduceți aminte, celebrele declarații al lui Vanghele, cum luăm dosarele de la DigiPi și, în acel moment, toți au înțeles că acest partid nu este un partid cu care poți să guvernezi și au fost aruncați afară din guvernare ca o măsea stricată. A, aș Acum un... însă au venit prin votul popular, au câștigat alegerile. cu la 70%. la votul popular este sfânt într-o democrație. Este deasupra oricărui drept de a-l infirma prin aranjamente. Apropo de votul popular, știți că a fost o mare dezbatere și este în continuare cu acel vot de la referendum. Da. Și mulți spun că nu ați mai avea legitimitate ca președinte, chiar dacă, hai să spunem, de iure nu ați fost demis, de fapt, o practic bă, poporul v-a dat un cartonaj jos, ușu. Vă simțiți cumva, nu știu, mai, mai puțin președinte când auziți astfel de declarații sau după ce ați văzut acel vot de la referendum? Mă vedeți pe mine complexat de funcția de președinte? Nu. Păi dacă, spre exemplu, nu știu dacă v-ați uitat în ultimul uh, sondaj din Franța. François Hollande a coborât sub 10% încredere. Iar regula democrației spune așa. Un președinte trebuie să fie ales cu 50% plus un vot, dar nu are cum să-și mențină popularitatea de peste 50% în timpul celor 5 ani, mai ales într-o perioadă de criză. Dar Constituția îl așează în funcție pentru 5 ani. Nimeni nu poate interveni pe termenul de mandat al unui președinte într-un stat democratic. Păi imaginați-vă ce ar fi în Franța dacă s-ar găsi un Antonescu și un Ponta și două partide dezorientate cu privire la democrație. Mă, ar trebui să-l suspende pe Holland că acum un an jumătate avea 50% și după un an jumătate a ajuns sub 10% la încredere. Nu funcționează așa democrația. Mandatele constituționale se respectă. Sigur, un președinte care și-a pierdut total încrederea și devine de nerecuperat, nu mai poate obține un mandat următor. Eu am avut însă capacitatea și încrederea românilor să obțin două mandate consecutive. Nu eu am adus criza, ea a venit peste da. noi și, și a nici, trebuit și să acționăm. Nu, și nici bănuiesc că al treilea mandat nu este luat în calcul. A fost o discuție publică și nu cred că ați lămuri. Știți că a fost o discuție pe televiziuni că Băsescu. Cu... Ați înțeles dumneavoastră cumva din ce v-am spus eu? Că mă gândesc la al treilea nu, mandat vreau nu. Să, nu, vreau să vă întreb, domnule președinte, nu, știți cum e? Cel mai bine să pui niște întrebări extrem de directe, nu, da, simple ca să se exact. neburească. Păi cum credeți că aș putea încălca Constituția care dă președintelui da. maxim două mandate? Da. Domnule președinte, apropo de respectarea Constituției, știți că a fost din nou o discuție legată de acele tricouri da. cu PMP-ul, că toți spuneați da. că ne dați o da. tiglă cu PMP, să da. o punem aici. Știți de ce nu o să o punem? Că nu o să o punem la niciun partid, cel puțin noi la pres Alert. Și e, e steagul nostru, știți că fiecare uh, navare a arborat un steag. E, steagul nostru este cel al independenței editoriale și cred că ăsta este și un motiv, unul dintre motivele pentru care sunteți aici. Aș vrea să vă întreb un lucru a spus, domnule, sunt un președinte sunt un om liber, pot să port ce vreau și am o întrebare, apropo de foștii dumneavoastră colegi de ce nu ați făcut același gest când erați alături de PDL să fie ieșit în campanie cu tricou votez PDL nu vă supărați, de câte ori n-am fost eu acuzat de implicare nu, nu, la modul ăsta cu tricou nu au avut ei ideea să-mi dea un tricou aici mi l-au pus pe plajă mi-au propus să-l îmbrac l-am îmbrăcat au făcut pozele, au pus pe Facebook, după care, mulțumită televiziunilor, a fost extraordinar de uh, popularizat. Ar trebui să le mulțumiți televiziunilor, domnul președinte. Eu le și mulțumesc. Le și mulțumesc, pentru că sunt un susținător al PMP-ului, trebuie să recunosc, dar niciodată nu m-am gândit că se va, va putea face atâta reclamă gratuită uh, susținerii pe care eu o dau PMP-ului. Ce da. să le vadă? Domnule președinte, l-a supărat. Din nou, pe Vasile Blaga, după ultimul noastră interviu de la B1, reacția domniei sale, cred că o știți, dar vreau să vă citez exact, luată de pe MediaFax, prin tot ceea ce susține astăzi domnul președinte, încearcă, în fapt, să rupă PDL-a doua oară. Iar acest lucru nu poate ajuta decât PSD și partidul Elenei Udrea. Elena Udrea este, pentru domnul președinte, mai importantă decât PDL. O replică care acum un an, doi, nu te-ai fi așteptat să-i o dea Vasile Blaga lui Treambăsescu. Păi... Uitați-vă și dumneavoastră că este același tip de replică pe care îl dă turnătorul uh, Voiculescu pe televiziunile lui uh, sau uh, slujbașul Ghiță pe televiziunea lui, RTV. Uh, Blaga a ajuns la același discurs cu Voiculescu. De altfel, l-ați văzut pe Blaga vreodată atins măcar? de vreo televiziune al lui Voiculescu, deși Blaga are contracte, uh, familia lui, Ginerle, are contracte cu companii de stat, e o frăție în care Blaga vrea să ducă și PDL-ul. Și în care să înțelegem că doamna Udrea nu este în această frăție. Pe mine nu mă interesează unde este doamna Udrea. Pe mine mă interesează unde e Blaga, care a dus PDL-ul într-un -un drum înfundat. Drumul minciunii și uh, drumul nemodernizării statului. Blaga a câștigat în interiorul partidului alegerile cu exact același mesaj ca al PSD-ului. Băsescu ne arestează primarii și Băsescu cu Boc ne-au distrus pentru că au luat măsuri de austeritate în 2010. E, eu nu mai puteam rămâne într-un parteneriat cu un astfel de om. Sigur, mai este o realitate. Elena Udrea nu-i tipul de femeie supusă. E gata să bată cu bărbații. Faptul... De-aia de o susțineți atât de mult, domnule președinte, pentru că. Nu numai pe ea o susțin. Știu. Uh, Țineți asta... cont că eu am promovat-o și pe Anca Boagiu, eu am promovat-o și pe Roberta Anastase, eu am promovat-o și pe Raluca Turcan, când nu primea nimeni pe listele liberalilor de la Sibiu. Eu am promovat-o și pe Monica Macovei, eu am promovat-o și pe Renate Weber, da. uh, dar uh, spre ce, de ce, Care e diferența între Elena Udrea și toate celelalte femei pe care le-ați... Se bate cu bărbații și uh, mi-a demonstrat asta intrând și în alegerile din PDL și mă uit și acum că e singura femeie care se bate cu Ponta. Domnule președinte... O situație ipotetică, spun da. ipotetică și repet acest cuvânt, pentru că va fi vorba de doi oameni cărora dumneavoastră de-a lungul timpului le-ați dat credit. Vicepremierul rus, Rogozin, se îndreaptă spre România după ce mandatul noastră se termină, la bordul unui bombardier, vine forțează intrarea în spațiul aerian românesc. Într-o astfel de situație de criză, cine credeți că ar fi un președinte mai bun? Elena Udrea sau Mihai Răzvan Ungureanu? Uh, greu de spus. E o situație dificilă. În orice caz, indiferent cine ar fi președinte, ar ordona ridicarea aviației de vânătoare. Unul din multe reproșuri ați adus lui Victor Ponta în discursul dumneavoastră public da. din ultima da. perioadă. Apropo, și da. vreau să vă întreb dacă stai și pui de o parte formulările dumneavoastră și pe de altă parte formulările care vi le aduc adversarii dumneavoastră. Și vă acuză de diverse lucruri, găsești destul de multe similitudini. Ce să înțelegem? Că Victor Ponta este un treambăsescu pe stânga sau că încearcă să vă copieze? Nu știu, se poate înțelege și asta, dar este clar că nu va reuși.